Vă salut pe toți, fraților, nu ne-am mai văzut de foarte mult timp pe canalul de YouTube al fermierului Adrian. N-am mai postat, am avut și ceva probleme serioase în familie, niște probleme de sănătate, dar nu contează, nu intrăm în detalii, cât și în fermă și în viața de zi cu zi. Asta e, trecem prin diferite etape ale vieții. Nu degeaba de aici principiul pe care merg majoritatea românilor. Oricât de bine ne-ar merge, trebuie să ne plângem că ne merge puțin rău, pentru că altfel, na, nu ne merge bine. Ideea este în felul următor. În vlogul de astăzi, cu toate că poate nu era nevoie sau poate e nevoie, sunt foarte mulți oameni care mi-au cerut părerea cu tot ce se întâmplă la nivel național, cel puțin nu european, la ora actuală în țară, în ceea ce privește domeniul agriculturii. Vedeți, dumneavoastră, domeniul agriculturii se împarte în mai multe categorii. Bineînțeles, eu activez în domeniul zootehnic, unde mă pricep sau consider că mă pricep destul de bine și îmi calculez lucrurile în așa fel încât să meargă bine, atât mie cât și familiei mele, la nivelul unde suntem noi. Nu suntem miliardari, nu suntem mari magnați, suntem oameni simpli, țărani, care au pornit de la zero, nu avem... și nu dormim pe saltele de bani, dar mulțumim lui Dumnezeu, suntem sănătoși, avem ce pune pe masă și putem lucra și ne putem dezvolta activitatea familiei cu mânuțele noastre. Acest lucru cred că e cel mai important și extrem de important. În momentul în care poți să lucrezi și e sănătos și te limitezi sau te mulțumești cu ce ai, ești împlinit și fericit și cu siguranță vor veni și beneficiile materiale, să spun așa. Bun. După cum bine știți unii dintre noastre, eu activez în domeniul sau în sectorul zootehnic din domeniul agriculturii și dar totodată, sau să spun altfel, am și teren unde cultiv cereale, lucernă, cresc oi, cresc porci, cresc vaci, cresc capre. Cred că părerea mea ar fi destul de plauzibilă, referitor la ce se întâmplă la ora actuală în țară și totodată să ofer niște răspunsuri celor care mă tot contactați în legătură cu acest subiect. Haideți să vedem ce am de zis. Mă pregătesc să plec la fermă din nou, pentru că urmează conacul de 12, cum am spus-o de atâtea ori. Și bineînțeles acum să răspund celor care spune, da, tu ți-ai ales treaba asta. Animalul nu are sărbătoare, animalul nu știe că e 8 de dimineață sau că e 12 sau că trebuie să mă duc eu să-mi iau nu știu ce pastile sau că trebuie să mă duc eu să semnez nu știu ce acte și așa mai departe. Animalul știe doar că e foame și el trebuie să mănânce. Iar atunci când ținem și crește un animal, nu ar trebui să sărim peste mesele principale ale acestuia. Ia uitați. Păi na, mă lasă el singur. Du-te mă acasă. Mă, du-te acasă, mă. Bun, fraților, încă de la început trebuie să menționăm și să clarificăm niște aspecte. Îmi pare rău de calitatea imaginii, dar nu am timp când să filmez. Și am zis să filmez așa pe rapid înainte ca să putem să dau un răspuns la toate afirmațiile sau acuzațiile aduse la adresa mea. Eu sunt apolitic, nu am nicio treabă cu politica. Sunt imparțial. Îmi dau părerea doar pe acest canal de YouTube sau pe platformele mele de socializare. Totdeauna și sper să mă țină Dumnezeu cu capul pe umeri și sănătos, să nu iau razna, o să împar din experiența mea sau din ceea ce fac sau trăiesc eu în viața de zi cu zi pe aceste platforme de socializare. Adică nu o să mă vedeți mâine că o să încep să dau lecții de mecanică sau lecții de filozofie sau de chimie și așa mai departe. Nu, domeniul agricol și pe lângă domeniul agricol treburile gospodărești și lucrurile sau rețetele și leacurile bobești pe care, apropo, anul acesta am niște surprize pentru dumneavoastră. Așa, dar toate la timpul lor. Ideea e în felul următor. De câteva zile, mai nou și la noi în România, sunt proteste din partea agricultorilor, fermierilor. Din diferite motive pe care le cunosc majoritatea, foarte puțini, sau pe care le cunosc foarte puțini, ca să fiu corect, să mă exprim corect, și pe care majoritatea nu le cunosc de fapt și de drept. Sincer, o să încerc să fiu destul de diplomat sau nici nu știu, atent în exprimare, ca să nu știu, să fie treaba bună, trebuie să vorbim cu o dată, că nici nu știu cum să mă exprim.
ca să nu am probleme cu conturile mele de socializare, pentru că am muncit foarte mult timp, iar în momentul în care eu mă expun unei situații de acest gen, risc foarte mult. Și, sincer, nu mi-ar conveni să pierd toată munca mea din mediul online pentru o simplă părere pe care oricum cred că interesează pe foarte mulți oameni sau pe foarte multe persoane, doar pe anumite persoane care au niște interese ascunse vis-a-vis chiar și de mine sau la adresa mea. Bun. Știți foarte bine că întotdeauna am susținut, susțin și voi susține tot ce înseamnă agricultură în România. M-am născut, am crescut, trăiesc și o să mor cu ajutorul lui Dumnezeu, nu știu dacă sună bine ce am zis, în domeniul acesta al agriculturii și anume sectorul zootehnic. Pentru că dacă m-am născut cu ei în curte, cu ei în curte vreau să pun și mâinile pe piept. Într-adevăr, trecem prin foarte multe etape grele. În momentul în care activezi în sectorul agricol, enorm de grele, mai ales de la Revoluție până prin 2005, 6, 7, nu mai știu exact când au început să se dea fondurile europene, fermierii români, aici vorbim de cei care se ocupă cu terenul arabil, s-au chinuit foarte mult. Ciobanii în general, sau cei cu animale, s-au chinuit și se vor chinui totdeauna, pentru că au fost mari diferențe, se fac mari diferențe între sectorul zootehnic, piscicol, apicol, apicultură, teren arabil și ce sectoare mai sunt pe acolo. Noi întotdeauna am luat cam praful de pe tobă. Cei care cresc animale întotdeauna au fost marginalizați, întotdeauna au fost dați la o parte, întotdeauna n-au o parte de proiectele mari și de saci de bani de care au avut parte cei care au trebuit sau a trebuit să aibă parte. Sunt multe de discutat, nu vreau să intru în foarte mari detalii, pentru că oricum părerile vor fi împărțite. Ideea este că, câte sunt de discutat, cred că ar trebui să fac un live sau ar trebui să exprim pe câteva ore durată ce am de zis. Vreau să fiu scurt și la obiect. Cum am spus, n-am fost de acord, nu sunt de acord cu foarte multe lucruri ale administrației naționale cât și internaționale când vine vorba de domeniul agricol. Nu știu dacă se vor schimba în bine foarte multe lucruri. Clar, cred că vor veni din ce în ce mai rău sau timpuri din ce în ce mai grele, să nu spun rele. Dar nici ceea ce se întâmplă la nivel național la ora actuală, sincer, nu este chiar pe placul meu. Și vă spun și de ce. Nu că aș avea ceva cu această inițiativă. Am ceva, sau din punctul meu de vedere, modul de abordare este puțin greșit. Sau poate mai mult greșit. În momentul în care, în fruntea unei organizații sau unui eveniment, pui oameni care nu știu să lege subiectul de predicat, pui oameni care au tot felul de interese ascunse, din orice direcție ai privi, e clar că pe mine, unul, din breazla ta, să spun, sau coleg de-al tău, m-ai pierdut. Adică eu nu pot să, nu că nu susțin și nu am nimic împotrivă, dar nu mi se pare normal. Cum văd lucrurile? Întotdeauna războaiele, protestele, meetingurile, manifestațiile au fost organizate de către cei bine puși doar pentru avantajele dânșilor. Cei care s-au chinuit sau cei care au avut un nivel de trai scăzut și au tras targa pe uscat, vorba bătrânului meu, o să tragă targa și vor trage targa pe uscat în continuare. Cei care au fost bine puși vor fi în continuare bine puși. Dacă doriți să faceți sau să schimbați ceva și să schimbăm de fapt ceva în această țară și să facem ceva pentru viitorul copiilor noștri sau generațiilor viitoare, trebuie să abordăm cu totul și cu totul altfel acest subiect. Faptul că ies în stradă și autoritățile mă liniștesc imediat și mă trimite acasă, pe mine protestatar, nu o să schimbe mare lucru. Lucrurile vor merge în continuare la fel și asta e. Fiecare își vede de treaba lui. Din punctul meu de vedere, cu siguranță totul trebuie făcut sub o altă formă și cu un alt mod de abordare.
pentru a reuși într-adevăr să schimbăm ceva. Cu toate că e foarte greu să schimbăm. Și să o vorbim și pe cea dreaptă acum. Fraților, cum am spus și la începutul clipului, toți ne văităm și ne plângem că o ducem rău. Dar de fapt toți o ducem bine. Mai mult sau mai puțin. Toți avem de toate, toți ne permitem vacanțe, toți ne permitem concedii, toți ne permitem să mâncăm ce vrem noi, toți ne permitem să ne luăm o haină bună. Deci e clar că nivelul de trai în România e foarte ridicat. Sau a ajuns să fie destul de bun în comparație cu acum vreo 30 ceva de ani în urmă, când și unde, din spusele bătrânilor, eu nu am prins perioada respectivă, se trăia bine și atunci. Întotdeauna cine a muncit a trăit bine. E clar că în momentul în care ești învățat să scadă doar din cer și nu-ți mai cade sau să impune niște taxe, niște impozite sau eu mai știu ce, niște accize și așa mai departe, să fii deranjat și să nu-ți convină. Dar nu se poate la nesfârșit. Pentru că vă spun că în proporție de 70% dintre cei care fac agricultură în România, doar 30% sunt nemulțumiți. Restul sunt mulțumiți. Acum, vedeți dumneavoastră, cine sunt eu? Sau ce putere am eu să schimb ceva sau să fac ceva momentan? Și nici nu-mi doresc să fac mare lucru, pentru că știu foarte bine ce se întâmplă direct de pe teren, vă vorbesc. Într-adevăr, e muncă foarte multă, atât în domeniul, sau și în cazul terenului arabil, și în cazul animalului, clar, fără doar și poate, având și teren arabil și animale, domeniul zootehnic este cel mai greu domeniu, sau cea mai grea ramură a agriculturii, pentru că la animal, tractorul, dacă vreau să-l pornesc azi, îl pornesc, dacă vreau să nu-l pornesc, stă liniștit acolo, nu-mi cere de mâncare, nu-mi cere nimic, nu-mi cere motorină. Animalul, în schimb, e foame. Trebuie să pleci cu el, trebuie să-i rănești, trebuie să-l îngrijești, trebuie. Deci, clar, sunt diferențe enorme. Și haide să acceptăm și să recunoaștem acest lucru într-un final. Că nu vrem să acceptăm și vrem să părem unii mai interesanți decât alții, asta e partea a doua. Dar să știți că munca este peste tot și va fi. Și cine vrea să aibă, trebuie să muncească. Pentru că și miliardarii, sau un miliardar, sau un milionar, credeți-mă, muncește. Poate nu muncește fizic foarte mult, dar psihic muncește enorm de mult. Când nu muncesc 100 din jurul lui care muncesc fizic. Munca psihică e mult mai grea decât munca fizică în anumite situații. Așadar, băieți, să vă ajute Dumnezeu să reușiți să faceți ce v-ați propus, dar de fapt și de drept. Vă spune fermierul Adrian ce se întâmplă. Cine e învățat cu mult, vrea mai mult și e normal să protesteze. Cine n-a avut, nu o să mai aibă deloc. Pentru că vor veni vremuri foarte grele. Nu particip, nu vreau să iau parte la așa ceva. Îmi văd de oile și de ferma mea. Părerile pe aceste rețele de socializare, e normal să mi le spun, pentru că sunt oameni care mă urmăresc, oameni care mă îndrăgesc, oameni care știu cu ce mă ocup, oameni care au văzut cu ce mă ocup, știu ce fel de om sunt și e clar că îmi spun părerea, dar fizic nu o să vin. Cei care tot insistați să apar public alături de voi, nu o mai faceți, că nu o să mă convingeți, vreau să stau liniștit, vreau să-mi cresc copiii liniștit. Cât o să meargă treaba, ne vedem de treabă. Când nu o să mai meargă, ori ne reprofilăm, pentru că avem și pregătire din alt punct de vedere, adică nu trebuie să trăim doar din animale. Dacă nu se mai poate, na, doar nu o să mor de foame acum de dragul oii sau caprei. În schimb, într-adevăr, cu pământul este o altă discuție. Dar Dumnezeu știe ce o să vină și ce o să mai fie. Ideea e că hai să mergem. Ia uitați cum așteaptă. Copilași. E fomic. Na, ce să facem? Fraților, aveți grijă. Trăim și vom trăi, vom prinde și actuale generații schimbări majore. Schimbări majore. Doamne ajută. Salvați acest material, că nu știu cât timp o să fie păstrat pe această platformă. Numai bine.